Salutare! În clipul de astăzi o să vă arăt cum montăm o baterie la un bidiu, da? O să vă arăt toți pașii. Aceasta e bateria, da? Așa, prima dată trebuie să faceți. Uitați, scoateți-o din cutie și începeți să puneți flexibile, da? Asta e pentru apă caldă, că e cu roșu. Și dacă se vede, are găurile alea acolo, două înăuntru. Așa. Ăsta îl strângeți la mână doar. El are garnitura care îl ține. Rotiți. În partea stângă tot timpul e apă. Așa. Strângeți puțin mai tare la mână și cam gata. Ăsta l-al de apă rece aici. Așa. Pe urmă, puneți acest șurub, da? Vine aici așa. Filetul mai scurt intră aici, nu-l puneți pe asta mai lung. Îl șurubați și pe asta la mână și cam gata. Asta-l dăm jos. Așa. Acum trebuie să fie o garnitură aici, care se pune de desubt aici. Uitați, vedeți? Așa, ăsta se pune așa. Și el ceva de genul ăsta vine aici, ca să nu se vadă. Vedeți cum, nu? Acum, introduceți flexibilii. Deci ați văzut, aici am pus garnitura ca să protejăm, acum în partea asta la altă. Ce nu poate? Partea asta la altă avem această garnitură, da? Care ia vine în felul următor. Deci, unde e gaura asta, cu garnitura deasupra, vine pus așa, da? Pune piulița. Strângem la mână cât putem, iar pe urmă ne trebuie o cheie de 11, dacă nu mă înșel eu. Dacă nu faceți cu papagal, o cheie reglabilă. Și strângeți. Uitați, așa. Îl centrăm un pic înainte să îl strângem de tot, da? Vedeți că nu se mai mișcă, nu mai strângeți. Lăsați așa că ajunge. Așa. Pentru moment lăsăm așa bateria. Noi montăm acea tiză. Acum montăm sifonul. Sau vedeți? Se montează foarte simplu. Scoateți asta afară. Să facem aici așa. Și asta se montează foarte simplu. Doar că aici vine ceva de genul, da? Montată. Asta vine deasupra aici. Acolo, iar asta de sus. Prima dată, ca să înșurubăm, punem aici puțin silicon
Și aici deasupra, dar puțin, nu mult. Eu am dat cu silicon alb, că ăsta l-am avut, ăla transparent nu a fost. Punem aici pe garnitură, ca să, de obicei, pierderile de apă aici însă, chiar de sub la bideu, unde după aia ai probleme, trebuie să-l desfaci, trebuie să... Hai să facem așa. Aici tot timpul, dacă la chiuvet e mai ușor de umblat, dar aici e greu de umblat cu... Odată ce l-ai montat, după aia aici te chinuie să... Acum, deci așa trebuie să rămână, da? Acum montăm această chiuvetă înapoi. Nu strângeți prea tare asta, ca să poată să joace, da? Așa. Deci, apa rece acolo, apa caldă aici. Iar acum montăm tija. Introducem aici. Cam așa de genul. Eu am pus și tija asta de, ca să-mi oprească, ca să nu se ducă prea în jos. Vedeți că aici nu trebuie să ai joc prea mare. De genul. Capacul e ok, asta e ok. Deci, cam așa se montează bateria și sifonul la un bidiu.